Bine v-am regăsit! Suntem în ianuarie 1913. Aceasta este luna în care Hitler și Stalin se vor întâlni întâmplător la o plimbare în parcul castelului Schönbrunn. Thomas Mann este aproape demascat, iar Franz Kafka mai că-și pierde mințile din dragoste. O pisică se acioază pe canapeaua lui Sigmund Freud. E foarte frig, zăpada scrâșnește sub picioare. Else Lasker-Schüler, cu totul sărăcită și înamorată de Gottfried Benn, primește cu diligență o carte poștală de la Franz Marc și o numește la un moment dat pe Gabriele Münter o nulitate. Ernst Ludwig Kirchner desenează cocotele din piața Potsdam, are loc primul looping. Ce contează? Oswald Spengler lucrează deja la declinul Occidentului. Vă recomand un roman făcut pentru oamenii de cultură, pentru cititorii de cursă lungă. Trebuie să știi bine ce înseamnă expresionismul în anii lui Döbling și ai Călărețului Albastru, Der Blaue Reiter. Trebuie să știi ce se întâmplă cu Spengler, conflictul dintre Jung și Freud. Deci este un roman de cultură, cum se cheamă acum, o exoficțiune, care pleacă de la o mulțime de fapte din 1913 și timp de 12 luni ne face ca un sorb enorm de excentricități, de nebunii, de țigneli strălucitoare, artistice, cu tot dandismul, cu homosexual, cu toată lumea aceea nebună care sfârșește les années folles, pentru că în 1914 avea să izbucnească războiul. Cine este autorul nostru? Un nume bizar, nu știu dacă într-adevăr este un neamț de 45 de ani născut în orașul Ejda Schlitz, nu știu dacă este un român sau dacă este un român ungur din Transilvania, îl cheamă Florian Ilieș, născut în 71 în Germania, este al doilea roman de succes al său. Vă spun, nu este roman propriu-zis, este o exoficțiune, un fel de docudramă, dacă ar fi să discutăm, și are ceva, un fel de succesor al Ioanei Pârvulescu în intimitatea secolului XIX. Ioana, știți că a luat din diferite jurnale, memorii, corespondență și spunea, în ziua în care Maiorescu nota că Eminescu era așa, așa, soția lui Slavic era, deci undeva ți se pune o epocă pe masă. Și să vedeți aici ce colecție de frumuseți, de nebunii, de psihoze, de depresii, de adultere, de alcoolism, de narcomanie. Îi avem pe Rilke și toate doamnele care erau mecena pentru el. Freud primește scrisori distrugătoare de la Jung și răspunde la fel. Thomas Mann, care este însurat și tată de familie, dar este prezentat cu atracțiile homosexuale, moarte la Veneția și celelalte, să-l vedeți pe Hitler, cum pictează în 1913, complexat de evrei din Academie. Să-l vedeți în același oraș pe Stalin, cu Trotsky și cu viitorul Iosif Broz Tito. Să-l vedeți pe Kafka, nu poate iubi niciodată. Este mai rău decât Kierkegaard. Avem, deci, expresionismul, Cocoșca, un priapism nebun. Louis Armstrong apare pe când avea 12 ani și este arestat și un gardian are buna idee, dar i-a dat puștanul ăsta plin de hormoni și de răutate și de nebunie o trompetă și îl va face Louis Armstrong. Lou Andreas Salome, Spengler, Picasso, Braque, Proust, Schnitzler, Junger, Gottfried Benn, Kaiserlin, cum vă spun, o cât se poate de atrăgătoare, chiar înspăimântătoare, colecție de excentricități. Așa era arta cu un an înainte de primul mare război. Poate tocmai de aia. La revedere!